În știință, în medicină, în general, lumea se gândește și adunând datele, observă niște fenomene. O să vă spun în primul rând ce înseamnă obezitatea. S-a convenit că de la un anumit nivel în sus se cheamă obezitate. Sau suprapondere la început. Dom'le, are greutatea prea mare, suprapondere. După aia obezitate ușoară, obezitate medie, obezitate severă. Dar această limită, ca să, linie care s-a tras, este o linie trasă arbitrar de oameni de știință. Lucrurile evoluează și s-a observat că limita aceasta, de exemplu, limita de 25 de kilograme pe suprafață corporală, pe metru pătrat, este limita de care noi spunem este suprapondere. Se pare că în ultimul timp se va relua, pentru că e prea jos pus. De ce? S-a observat că oamenii care au între 25 și 30 nu au o evoluție proastă. Că cei care au, și mai ales un lucru foarte important este acesta, și vreau să subliniez acest fapt. Dacă omul are o boală, a căpătat o boală, fie arteriopatie periferică, fie o angină pectorală, fie un infarct miocardic, și are greutatea de 25, între 25 și 30, n-are o evoluție mai proastă decât unul care are care are 25 fix. Și acest interval i-a făcut pe unii să spună: "A, iată, asistăm la un paradox." Paradoxul de unde a venit? De la faptul că un bolnav care are insuficiență cardiacă, inima e mai slăbită, dacă el slăbește mai mult decât ar trebui, are evoluție mai proastă decât un om care își menține greutatea între aceste limite, care vi le-am spus eu, 25-30. S-a mai observat încă un lucru. Dacă un om are, să spun, 40 de kilograme pe metru pătrat și face eforturi foarte mari și slăbește, și are o boală de inimă, și slăbește, să spun, ajunge la 25, are o evoluție mai proastă decât unul care își menține greutatea la 30 kilograme pe metru pătrat. Acesta să numim noi paradoxul obezității. Paradoxul obezității l-aș putea îngloba în ceea ce aș putea spune cu o vorbă pe care o cunoaștem toți: prea binele binelui. Prea binele binelui valabil și la hipertensiunea arterială. Până în urmă, cu 2-3 ani de zile, se spune așa: un bolnav cu hipertensiune trebuie să-și cadă valorile tensionale până la 120 sau chiar sub 120. Și mai ales dacă are diabet, sub 130-120. Datele care s-au acumulat între timp, pentru că unii bolnavi chiar făceau, scădeau valorile tensionale până la aceste limite. S-a observat că valorile tensionale la aceste limite nu sunt bune. Deci nu trebuie scăzut prea mult nici tensiunea arterială. Dar eu vreau să fiu foarte bine înțeles. Tensiunea arterială sub 140 este cea normală. Vreau să fiu foarte bine înțeles, mai ales de cei care vor mai citi ce spuneți, scris dumneavoastră ce spun eu. Nu înseamnă că eu spun nu că vă scădeți tensiunea prea mult. Nu. Insist asupra acest lucru. Nu vă scădeți tensiunea prea mult sub 140, asta vreau să spun. Deci 14 cum ar veni, sau 140, toată lumea acum, aproape toți au aparate din acelea și astea sunt valorile. Deci nu vă duceți prea jos cu valorile tensionale. Este valabil și pentru obezitate. Și apar date în ultimul timp chiar și pentru diabet. Dar valorile sunt altele. Nu trebuie, noi știm foarte bine că sub 100... glicemia la un diabetic trebuie foarte bine controlată și uneori e mai periculoasă decât peste 125 sau 126, cât e limita lui, limita superioară, sau hai să spunem 130, ca să dau cifre. Deci, dacă n-aș da cifre, aș spune că prea binele binelui trebuie luat în seamă. La fel vorbim și la obezitate. Scădere exagerată, vedeți dumneavoastră, te trezești cu cineva care nu știu ce foame a făcut, intensă, și a regimul, alimentația, fel de fel de rețete, și s-a dus la o greutate inadmisibil de joasă și după câtva timp îl vezi că face fel de fel de afecțiuni.
Iar dacă nu face aceste afecțiuni, nu-și menține greutatea și iar crește în greutate. Nu toți au aceste reacții, dar foarte mulți au aceste reacții negative ale scăderii în greutate. Eu, subiectul ăsta poate da naștere la foarte multe interpretări greșite. Nu pledez pentru obezitate. Nu pledez sub nicio formă pentru a nu scădea în greutate. Eu pledez pentru exagerările de a scădea în greutate. Și pledez pentru acest lucru, pledez pentru că sunt date științifice publicate în lucrările de specialitate care arată că un bolnav care are o arteriopatie periferică, uite, pentru noi majoritatea sunt oameni slabi, nu sunt grași, dar cei care sunt grași și vor să ajungă la greutatea cea de jos, nu fac bine. Greutatea trebuie menținută la o limită, să spun, în jur de 25-30 de kilograme pe metru pătrat. Există două metode importante. În primul rând, cantitatea de alimente și în al doilea rând, efortul fizic. Cantitatea de alimente și efortul fizic. Reduceți, dacă aveți, să spun, 100 de kilograme și o înălțime de 1,70, reduceți la jumătate alimentele care le consumați peste zi, însă pe sau pe săptămână. Nu să faceți un calcul. Cel care este în situație, nu-i face doctorul mâine să mănânci cu tare, nu.